de pape ne-a ajutat, o viață sunt el, pe ea. Într-o țară îndepărtat, într-o familie bogată pe ea, un om ce de la mulțet temea, pe cel de aproape ne-a ajutat, o viață sunt pe el, pe ea. Dumnezeu se lăuda acest om și spunea, fidele prin amintul ea, locul meu om curat. Așa, după cum spuneam, vom trece în continuare la oficierea propriu-zisă actului, în care numele mare și sfânt al Domnului va fi chemat peste fetița fraților noștri. Aș vrea să, înainte de aceasta, să precizez că este o mare binecuvântare pentru noi să avem oportunitatea să așezăm peste copiii noștri numele Lui Dumnezeu. Să citim în dreptul lor acest cuvânt minunat pe care Dumnezeu, în urmă cu 35 de viacuri, l-a dăruit lui Moise și l-a lăsat ca o făgăduință peste viacuri și a ajuns până la noi. Acela care a făgăduit atunci că va binecuvânta pe copiii lui Israel, poate să facă lucrul acesta și în dreptul copiilor noștri în vremea de astăzi. Și ne bucurăm pentru lucrul acesta. Vă invit pe toți cei prezenți să vă ridicați în picioare. Am să invit familia Bănăraș să vină aici în față. Fratele păstor Simite Muc mă va ajuta în această lucrare. Dumnealui va citi cuvântul. La locul potrivit, biserica va răspunde cu amin, care înseamnă așa să fie. Iar eu, pentru câteva momente, voi ține în brațe fetița aceasta frumoasă și mă voi ruga pentru ea. După rugăciunea mea, va continua cu rugăciune unul dintre părinți. Ar fi bine dacă ne-ar putea ajuta cineva cu un microfon.
vom folosi cuvântul Domnului potrivit astfel de lucrare. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-ne, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Bethany. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Bethany. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Bethany. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, adică Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Amin.